Am revenit, prieteni, Metropola TV. Bun regăsit, dragi ascultători Sport Total FM. O scurtă pauză și pentru noi după prima repriză care, în sfârșit, a întrunit sufragile noastre în actul secund. Vom avea 6 partide pentru că debutează în scurt timp și meciul atât de interesant la o primă evaluare dintre Corvinul Hunedoara și FC Argeș. De unde plecăm? Ne ajută ca de fiecare dată Robert, în sfârșit, mulțumit de numărul de goluri care, sau în linii mari, să fiu mai exact. Linii mari, da. Da, într-adevăr, iată, după cum știți, etapa a debutat cu o mare surpriză. Dumbrăvița a învins la Chiajna pe final de partidă cu 2-0. Azi, de la ora 11, o altă mare surpriză din punctul meu de vedere este în Valea Domanului, acolo unde CSM Reșița conduce cu 2-0 pe Gloria Buzău. Elton da Silva și Marian Drăguceanu, în primele 22 de minute, au reușit să marcheze pentru echipa gazdă. Un rezultat surprinzător, pentru că nu prea marcau de obicei echipele acestea, la Târgu Jiu, unde CSM Slatina conduce pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu 2-1. Robert Riza, iată, după cât timp când am mai marcat Robert Riza, da, de atât. Căută în arhivă. Da, da, de ajută-le pe F2.ro. Și că Lintom a marcat pentru echipa oaspete, cine altul, păi, decât, cine altul decât Alexandru Gârbiță a marcat pentru echipa gazdă. Rezultat alb la Buftea, acolo unde Tunar și Șerimbăr. Iată, și avem și imagini de la Buftea. Da, adevăr, și mulțumim. De bună calitate, Robert. Da, da, și mulțumim colegilor că ne oferă. Iată, sperăm că o dată cu apariția imaginilor să avem și goluri. Târgoviște conduce cu 2-0 pe CSM Alexandria, dublă semnată de Mateo Fedele, minutele 20 și 45. Și, în fine, ultima partidă la Clince, Metaloglobus, Unirea Dej, 1-0. Dragoș cu Iban profită de o eroare în defensiva echipei clujene și marchează unicul gol al primei reprize. Exact cum spuneai și tu, de 2 minute s-a dat startul întâlnirii de la Hunedoara, acolo unde Corvinul primește replica lui FC Argeș. Vom vedea dacă perioada de criză a elevilor lui Eugen Neagoie continuă, pentru că, într-adevăr, rezultate mai mult decât dezamăgitoare pentru echipa piteșteană. Da, ne mulțumim probabil Claudiu Niculescu de felul în care a arătat echipa sa în plan ofensiv, 2 mișcări interesante. Raul Rotun și cine crezi, Robert, Gabriel Deac, intră în efectivul celor de la CSC 1599. Șelimbăr are la dispoziție Gabriel Deac, un jucător care și-a legat mare parte din carieră de FC Voluntari. A lăsat Gloria Bistrița pentru a trece aici, pe primul loc, în Liga a doua. Gabriel Deac, care a depășit o perioadă dificilă, o accidentare care l-a ținut multă vreme pe marginea terenului. Să-l vedem, Robert, să-l revedem și mergem la prima legătură și la Hunedoara. O partidă care promite un spectacol agreabil. Corvinul Hunedoara FC Argeș este alături de noi și îi mulțumim, Claudiu Sav. Ne-a văzut, Claudiu? Bună ziua! Da, s-a pierdut între timp legătura. Oricum, Robert, afluență bună de spectatori la Hunedoara. Iată-l și pe Florin Maxim. Vremea pare să fie mai prietenoasă acolo, în acea zonă. Rămânem cu imagini de la Tunarii, CSC 1599, Șelimbăr 0-0, Atanas strică, Adi Petre spunea odorabă că nu poate ține decât o repriză, Robert. Da, mă mir, până la urmă tot jucător care nu vede după accent, este drept că a evoluat foarte puțin meteoric la cei de la Hermașa. Da, l-avem pe Claudiu Sava acum, afluență bună de spectatori, o partidă care promite Corvinul FC Argeș, primele amănunte, te salutăm, bună ziua, Claudiu Sav. Vă salut, salutare tuturor. Așa este, o partidă care promite pentru că sunt două echipe care își propun să joace fotbal în Liga Secundă. Sunt multe ingrediente aparte pentru această partidă. Vreme excelentă de fotbal acum. Doar atât, tot fie în jur de 2500 de spectatori probabil vor mai veni pe parcursul acestei întâlniri. Suntem în minutul 4, 0-0 între Corvinul și FC Argeș. Suntem chiar înaintea primei lovituri de colț a acestei partide. O partidă care a început cu o ușoară dominare a Corvinului, dar în același timp fără ocazii de poartă acest debut de joc. Vă propun să urmărim această lovitură de la colțul terenului și apoi să trecem în revistă repede cele două formații, două echipe cu nume care se întâlnesc pentru prima dată după 15 ani la nivelul Ligii a doua. Iată că a trecut ceva vreme. Execută această lovitură de la colțul terenului Alexandru Neacșa pe bara a doua, gol! Deschide scorul pentru Corvinul Hunedoara în minutul 4, Antonio Manolache. Vezi, Claudiu, ce jucător a dat petrolul la Hunedoara? Așa este, Antonio Manolache nu se află la prima sa reușită pentru Corvinul în aceste zone. Am scris și cu Sepp și Sfântul Gheorghe exact în același stil. O să revin cu detalii despre această reușită
în momentele ce urmează. Mulțumim foarte mult, Claudiu. El este și crainicul arenei acolo și îi mulțumim pentru aportul lui. Important că l-am prins în direct. Ce lovitură de cap, Robert, acolo, unui apărător central, care urcă bine în careul advers și marchează. Început excelent de partidă pentru cei de la Corvinul Hunedoara. Să vedem dacă vine Robert și replica celor de la FC Argeș, o echipă, spuneam, măcinată de probleme în această perioadă. Da, într-adevăr, iată, 1-0 din minutul 5 și criza la FC Argeș tinde să se adâncească, din nefericire pentru elevii lui Luneagoie. Vom vedea ce se va întâmpla, dar e clar, este 1-0. Da, iată că suntem cu imaginile la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Le regăsim acolo și pe Cristi Fris. După prima repriză la egalitate, ce se poate întâmpla, Cristi, în repriza a doua? Am și văzut primele mutări ofensive la gruparea lui Claudiu Niculescu. Te salutăm din nou! Vă salut și eu din nou, prieteni. Într-adevăr, 0-0 în startul reprisei secunde între Tunar și Schellenberg. Au fost niște mutări ofensive care puteau să dea roade chiar la prima fază a celor de la Schellenberg, când Deac a pătruns pe partea dreaptă, a șutat, a respins portarul Izboranu până la rotund, care din fața careului, poziție centrală, are luat peste poartă. Și dacă tot recapitulăm ca ocaziile, să spunem că în prima repriză, în minutul 27, formația gazdă a avut practic cea mai mare ocazie, când Valentin Borcea de la 16 metri are luat în bara transversală, o ocazie mare acum. Atara strică, încearcă un călcâiul, șutul lui Borcea pe lângă. Iată, exact, vorbeam de situații mari și Tunariul a avut o ocazie asemănătoare cu cea din prima repriză, pe care, permiteți-mi încă o dată să vă istorisesc, a fost un șut de la marginea careului foarte bun a lui Vasile Constantin. Din bara transversală, mingea a ricoșat la Adrian Petre, care a încercat o semifoarfecă laterală, a șutat însă în blocajul din față. Meciul este destul de alert. A schimbat Claudiu Niculescu numai puțin de 3 modificări operate în primul 11, în minutul 46, dacă îmi permiteți, ne voi și menționa în fața auditorului nostru, dacă nu, trecem mai departe. 3-0 Chindia Târgoviște. Mai puțin, Cristian, mai puțin să anunțăm o nouă minutul reușită 50, în direct. 3-0 pentru Chindia Târgoviște și aici lucrurile sunt foarte clare. Ai auzit, din păcate, Cristi, din păcate pentru CSM Alexandria, 3-0 în contul celor de la Chindia Târgoviște. Așteptăm să-ți închei tu relatarea pentru a ne muta din nou sub turnul Chindiei. Așa este, CS Tunari, ca și Chindia Târgoviște, ca și CSM Alexandria, echipe nou promovate, dar care, din păcate, se pare că s-au lovit de aceste exigențe ale eșalonului secund. Într-adevăr, cum spuneați și voi, este cazul să-mi închei ideea, pentru că deocamdată nu avem realizări ofensive în partida de la Buftea. 0-0 între CS Tunari și CSC 1599 Schellenberg. Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc. Chindia marchează golul cu numărul 3, iese bine acolo Robert, unul dintre jucătorii de atac, lob perfect peste portarul Iosif Cristică. Iată că această alegere a lui Eugen Trică, Dragoș Balauru, lăsat pe banca de rezerve. Dar ce vină să aibă Cristică acum, când a rămas jucătorul care a marcat singur cu portarul advers și lobează elegant pe acesta. Unde este apărarea? Unde este atacul? Unde este, în general, CSM Alexandria, în ciuda faptului că echipa arată destul de bine ca și joc general. Fiecare nesincronizare defensivă este plătită scump. Costin, început bun de repriza a doua pentru Chindia, care duce scorul la un oarecum detașat 3-0 după felul în care au curs ostilitățile. Da, un început spectaculos de prima repriză, cu un penalti pentru echipa vizitatoare. Cordel Dinu l-a faultat în careu pe Totoi. Iată, Cordel, Justin Popescu, incredibilă ocazie a celor de la Alexandria. Justin Popescu este eroul acestui meci la Târgoviște, cum spunea, un minut 47 penalti. Justin Popescu a respins șutul lui Ovoh, minutul 49, imediat Zipkovic a marcat un loc frumos, 3-0 pentru Chindia. Mai devreme, Justin Popescu a respins din nou, este 3-0 pentru Chindia Târgoviște. Cine nu a văzut meciul ar părea un dialog de sănătate pentru Chindia, însă vă spun, Alexandria a ratat cât pentru 3 jocuri aici lângă Tronchine. Un meci frumos, cu un scor de reprezentare pentru Chindia, care pleacă pe un nou contraatac, se joacă deja cu garda jos, nu se mai ține cont de așezare tactică. Chindia Târgoviște conduce 3-0 pe CSM Alexandria. Iată, Costin Mihai, 3 reușite în deplasare la Dej, alte 3 goluri astăzi și Chindia rămâne în continuare spre satisfacția miilor de oameni care iubesc această echipă în cărțile pentru play-off. Rămâne în cărțile pentru probe, dar urmează meciuri în care sunt implicate echipe de sus. Să vedem ce va fi pe Cixereda și Ceahlăul, dar și la partida Mioveni CSEA Steaua.
Da, important să-ți faci tu treaba până atunci. Se întâmplă asta la Târgoviște. Diego Longo pare să fie liniștit în acest moment. Ne vom întoarce, Costin. Păcat de echipa vizitatoare care, ne spui și tu, arată un fotbal plăcut ochiului, dar nu marchează nici măcar din lovitură de la 11 metri. Ne vom întoarce la Târgoviște. Pare să fie, Robert, fără ieșire, situația celor de la CSM Alexandria. Da, vedem o accidentare gravă a lui Denis Hrezdac, care va fi înlocuit. Era o intervenție clară de cartonaș roșu, pe care, din nefericire, centralul acestei partide nu a acordat lovitura, a acordat și cartonașul roșu. E vorba de Cristian Moldoveanu, dar contează mai puțin. Cert este că, iată, în continuare, minutul 10, partea se desfășoară în dominare, sub nota de dominare teritorială a echipei Hurădorene, care conduce deja cu 1-0. Da, nici nu ne așteptam, Robert, totuși la o detașare așa rapidă, nu? Vorbim totuși de două echipe importante, iar FC Argeș, care l-are pe experimentatul Eugen Neagoe, și lotul pare să fie în continuare unul de bună calitate, însă am văzut ceea ce se întâmplă acolo la Pitești, lasă urme adânci în prestația lui FC Argeș. Început excelent pentru cei de la Corvinul, lovitură de cap a lui Antoniu Manolache, apărătorul central venit de la Petrolul, trecut pe la Gloria Bistrița și transferat definitiv de cei de la Corvinul. Interesant, Robert, că cei de la Corvinul au luat jucătorii 24-25 de ani, care au trecut deja prin Liga 1 și au luat definitiv Velisar sau Antoniu Manolache, mișcări bune făcute de cei de la Corvinul. E clar că se pune atât timp cât echipa se află pe locul 2 în clasament, e clar că aceste mișcări au dat rezultate. Iată, într-adevăr, schimbări în masă, vedem, iată, și la întâlnirea dintre Chindia și Alexandre. Este clar că antrenorul Eugen Tricăt schimbă, nu prea mare, îl vedem gânditor aici la magia terenului, nu prea mare, îți mai fac minutul 55-0 la 3 Alexandria în disputa cu Chindia Târgoviște. De 2 bani speranță, vom vedea ce va putea să mai facă, măcar la impresia artistică, de fel sau altul, sau eventual acel gol de onoare. Revenim cu imagini de la Reșița, acolo unde în continuare echipa gazdă CSM concepe gloria cu 2-0. Dar telefonic vom merge la Târgu Jiu, o partidă care, iată, promite în continuare viitorul Pandurii, CSM Slatina 1-2. Cum a început repriza a doua, Călin Stoleru? Da, suntem în minutul 57 al confruntării de la Târgu Jiu. Viitorul a început mult mai bine repriza secundă. A făcut și două schimbări Călin Cojocaru. L-a scos din teren pe cel care a gafat în prima repriză, pe Ramzi Idrisu Ture, și l-a introdus pe Răzvan Vulpe. A ieșit și Andreas Patrick și a intrat Eduard Croitoru. Au fost cele două modificări făcute de Călin Cojocaru la pauză. Slatina nu a făcut nicio modificare până în acest moment. Cu un plus pentru formația gorjeană în acest debut de repriză secundă, mult mai insistență jucătorii lui Călin Cojocaru pe faza de atac. Probabil că încearcă să restabilească cel puțin egalitatea pe tabela de marcaj, dacă nu chiar vor mai mult de la această partidă. Rămâne de văzut însă dacă vor reuși acest lucru. Da, parcă n-am reținut, Călin, de relatarea ta, a zis în jivacuie dacă este pe gazon sau dacă absentează, din ce motive? Da, nu este și nu pot să vă spun exact care sunt motivele absenței lui de la această partidă. Dar pare să se simtă, nu, în prestația celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ne arată și scorul. Da, aș putea spune acest lucru. Bine, formația n-a jucat rău, doar că au fost două greșeli flagrante în apărare care i-au trimis pe cei de la Slatina în avantaj pe tabela de marcaj. Da, ar fi a treia înfrângere consecutiv Călin Stoleru și probabil greu de digerat de către... Da, bilanțul nu este unul... Este chiar negru în acest moment pentru gruparea gorjeană, care are 10 goluri primite și doar unul singur marcat în acest an. E un semnal grav de tot, de alarmă pentru cei de la Viitorul, dacă vor să mai emită ceva pretenții în acest sezon. Mulțumim foarte mult, Căline, vom întoarce. Iată, Robert, ce schimbare face Eugen Neagoe, minutul 14. Iese Ionuț Rădescu și intră Bogdan Rusu. Ce să zic de această schimbare făcută de Eugen Neagoe? Dar să vedem ce ne mai spune Gigi Despa acolo la Reșița, unde formația gazdă gestionează bine avantajul 2-0 cu Gloria Buzău. Te salutăm din nou, da, Gigi Despa. Da, Ionel, apropo de schimbări, încă din primul minut al celui de-a doua reprize, antrenorul Prepeliță de la Gloria Buzău a făcut 4 schimbări, iar ceva demn de notat, cei de la Reșița a făcut o singură schimbare în prima repriză și un cartonaș
galben care a primit. De asemenea, îmi cer scuze, minutul golului de la 11 metri a fost 22, nu 12, și circa 700, peste 700 de spectatori la această oră, și la caseta tehnică am rămas dator cu jucătorii de rezervă Cristea, Chiera, Isaac, Negru, Părvoianu, Rus, Ciprian. De asemenea, știm pe banca tehnică este magnificul Flaviu Stoican, care conduce cu mare îndrăgire echipa. Sigur, da, Gigi, cum se descurcă cei de la Gloria Buzău, o echipă care a venit cu pretenții cei justificate în Valea Domanului? Văd că bord, după cele patru schimbări, văd că sunt, par să fie mai incisivi, dar cei de la CSM Reșița le fac față atacurilor celor de la Buzău. Iată un atac pe partea stângă al echipei de la Buzău, care vine un apărător de la CSM Reșița și o respinge în haos. Da, mulțumim, Gigi, vom reveni, este 2-0 după 55 de minute. Așadar, Robert rămâne fără gol, doar meciul de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, acolo unde CS Tânăr și CSC 1599 și Limber sunt în continuare la egalitate 0-0. Da, și chiar cred că nu vom vedea gol prea curând, deși ambele echipe au ratat în primele 5 minute câte o situație bună de gol. Într-adevăr, repriză săracă în goluri, mă așteptam ca la Târgu Jiu, echipa gazdă Viitorul, să aibă reacție în încercarea sa de a reface handicapul de pe tabela de marcaj. Nici și la Hunedoara, mă așteptam totuși la o altă reacție a echipei piteștene, condusă din nou, se afundă mai mult în zona minată a clasamentului și iată încă o ocazie mare de gol. Vom urmări aici ce se întâmplă în aceste momente. Nu am încă nicio confirmare de marcare unui nou gol. Da, în schimb avem, da, un șut pe lângă poartă, periculos acolo. Să ne întoarcem, Robert și prieteni, Metropola TV, dragi radioascultători, Sport Total FM, și la Clinceni, Metaloglobus pare, Gabi Safta, să gestioneze bine situația în fața unei echipe adverse care are mare nevoie de puncte, Unirea Dej. Am primit legătura la minutul 58 la Clinceni. Mulțumesc, Ionel, mulțumesc, Robert. 1-0 în continuare pentru Metaloglobus. Gol marcat de Cuiban în prima repriză. În partea a doua, prima acțiune a fost a lui Eli și a furat o minge la 30 de metri. S-a dus cu ea până la șut, a pierdut benzină pe drum și șutul n-a avut forță. A fost prins fără probleme de portarul Moros. O a doua șansă de gol a unui Metaloglobus în partea a doua a fost în minutul 50, o lovitură de pe partea dreaptă, 30 de metri, cu Iban, lovitură de cap din 7 metri, foarte puțin peste transversală. Oaspeți încearcă prin forțe proaspete să egaleze, i-a trimis pe teren pe Victor Stankovic, pe Alex Șuteu și pe Cristian Chira. Au ieșit Purteanu, Rost și Cherechi. Doi dintre ei, Rost și Cherechi, aveau cartonaș galben. Acum e o lovitură liberă pentru Metaloglobus de pe partea stângă. Bate de la distanță de 25 de metri, este acolo Honciu, cel care execută lovitura liberă în careul mic și portarul respinge aproape de pe linia porții, continuă acțiunea cu Iban pe partea dreaptă la marginea careului, îl învârte pe un adversar, scoate mingea pentru Cudio, centrare și lovitura de cap peste transversală, reluată lovitura de Bradley Diallo de la 8 metri, aplaudată de cei 150 de spectatori. Așadar, într-adevăr, aveai dreptate, Ionel, gestionează bine avantajul de 1-0. N-au fost ocazii la poarta celor de la Metaloglobus. Vom avea în continuare însă minute tensionate, pentru că Unirea Dej are nevoie neapărat de un gol să egaleze în tentativa lor de evitare retrogradarea. Da, ne aducem aminte, Gabi, ne aducem aminte că Unirea Dej, la precedenta vizită aici, lângă București, marca aproape de terminarea timpului regulamentar în disputa cu CS Tunari. Acest 1-0 rămâne cu siguranță fragil pentru Metaloglobus. Sigur, sigur, trebuie neapărat să dea golul 2 pentru a avea liniște în finalul acestei partide, pentru că Unirea Dej cu cei 3 jucători e proaspăt pe teren, iată, sunt din ce în ce mai ofensivi și dacă îmi permite să obține acelor de la Unirea Dej la marginea cărorului 16 metri, însă recuperează Neacșu, dar pentru puțin timp Unirea Dej în continuare în ofensivă pe partea stângă, este acolo un atac prelungit, posibilitate de centrare, se scoate la marginea cărorului 16 metri, dar a fost o pasă la adversar direct și gaze pornesc pe un nou contraatac prin Liș, care ne vom întoarce, Gabi. Se transformă în atac pozițional. Mulțumesc, ne vom întoarce la Clinceni, Robert, liniște pe tabela de marcaj. Am terminat bine prima repriză, însă actul secund nu mai aduce aceeași ritmicitate la nivelul golurilor. Da, într-adevăr, doar două goluri.
cel marcat de Manolache pentru Corvinu Hunedoara în minutul 4 și reușita de 3-0 semnată de Moldoveanu, dacă nu mă înșel, pentru Chindia Târgoviște. N-am înțeles foarte clar. Nu, Zivkovici. Zivkovici este marcat. Deci Zivkovici este marcat. Mi s-a părut că Robert Moldoveanu este autorul golului. După execuție, Robert, după execuție. Robert. Da, nu, chiar chiar o să fiu, o să am, să rog să se uite totuși. Da, Ante Zivkovici, corect, sunt de acord cu tine. Ante Zivkovici este cel care a marcat golul 3 și am înțeles că a fost o lovitură la 11 metri ratată. Trebuie să fiu atent să văd exact ce s-a întâmplat acolo. Dar aici, Robert, dacă n-ai voie, iată, cei de la Chindia pare să găsească o serie de jucători străini, acest Mateo Fedele pe care îl știm foarte bine, acest Zivkovici, nu? Care chiar au calitate, îl pune și pe Pesic acolo, în ciuda greutăților, în ciuda disfuncționalităților pe care le-a arătat Chindia, lotul pare să fie unul destul de bine completat. Exact. Și într-adevăr, da, au avut un penalti... au avut un penalti ratat de Michael Omoh. Michael Omoh, minutul 49, Michael Omoh a ratat lovitura la 11 metri, iar Zivkovici a făcut la faza imediat următoare, a făcut scorul 3-0. Da, o formație, evident, mult mai experimentată, cea târgovișteană, care, iată, a lovit de fiecare dată estetic cei de la CSM Alexandria. Măcar drumul ăsta, probabil, Robert, către Liga 3-a, se parcurge frumos, cu prestații, da, cât de cât așa, elegante. Chiar dacă punctele nu mai vin, golurile nici atât. Deci aș puncta, astăzi nu pot să spun că până la acest moment avem parte de surprize. Cam oarecum toate, probabil doar evoluția Gloria Buzău la Reșița aș putea să trec în categoria surpriză, dar în rest rezultate bune, rezultate normale din punctul meu de vedere. Iată, avem o reluare, încă o ocazie mare ratată de către Corvinu Hunedoara și o lovitură de colț. Între timp, imaginea noi la Reșița cu Buzău, un meci destul de anost, în ciuda faptului că echipa în alb, și mă refer la echipa oaspete, echipa buzoiană, încearcă să revină pe tabela de marcaj. Dar deocamdată minutul 62 în continuare același rezultat consemnat la jumătatea primei reprize, Reșița Buzău 2-0. Periclitează, Robert, foarte mult eșecul care se prefigurează pentru Gloria Buzău, prezența în play-off? Matematic, nu are 31 de puncte Gloria Buzău. Vom vedea, într-adevăr, ei etapa viitoare vor juca pe propriul teren un meci cu viitorul. Da, pe asta, Robert, dar vedem și ratarea penaltiului de către Michael Omoh. Așadar, Gloria... Iată, într-adevăr, mulțumim colegii din regie. Iată o intervenție extraordinară cu piciorul, da, deși a plecat pe în lateral cu piciorul. Așa, Michael Omoh a tras pe centru porții. Da, așa să tragi de la 11 metri, Robert, serios. Ca la județ, așa. Vorbeam o dată cu un portar și îmi spuneau că cel mai greu de apărat sunt lovitorii care sunt trase pe centru, la lovitura la 11 metri. Pentru că de fiecare dată tu din instinct tinzi să pleci, pentru că altfel dacă nu pleci înainte sau în același timp când jucătorul se îndreaptă mai lui, ești foarte, foarte greu să ai putere să intervii. Încă o ocazie mare ratată de Corvinu Hunedoara, contează mai puțin totuși, iată. A trecut bariera minutului 60 pe cele 5 stadioane unde partidele au început la ora 11. Scor alb, continuare Tunar, Schellinberg, în rest rezultate normale, puține emoții, să mai spun și pentru Metalul Globus, întâlnea cu unirea, deci lovitură de colț pentru Corvinu Hunedoara, urmărim aici, încă o lovitură de cap, încă o șansă, un șut mult peste putul Ilustrator, de partea cealaltă vedem pe Metropola TV o execuție dezamăgitoare a unui jucător de la Schellinberg, a încercat un lob, dar mingea a trecut mult peste poartă. Se pare că, iată, aceste partide pe care Tunariu le dispută la Buftea sunt partide în care echipa gazdă nu marchează. Reamintim, în prima etapă din 2024, 0-1 pe propriul teren, Denis Golda a marcat pentru Unirea Deji, minutul 89, unicul gol al acelei dispute. Și ne întoarce, Robert, la ce spunea Ștefan Odorabă, la ce calitate ofensivă am, la ce nume, nu prea se vede acolo pe gazon, cu precădere pe tabela de marcaj, deși mai sunt destule minute, iar pe de altă parte, să întâlnești de acum Schellinberg, indiferent de adversar, e greu să-i răpui pe oamenii lui Claudiu Niculescu. Da, într-adevăr, e foarte greu să marchezi împotriva echipei lui Claudiu Niculescu. Cea mai bună apărare, dacă spuneam că, într-adevăr, doar 21 de goluri marcate, dar să recunoaște totuși 8 goluri primite și reține, nu este cea mai bună apărare. Cea mai bună apărare este Unirea Slobozia, doar 7 goluri primite. Ce apărare, și cu siguranță această apărare cred că va rămâne și intactă și după partea de mâine. Chiar așa, Robert, nicio șansă nu le dai celor de la Progresul Spartac? Absolut nicio șansă. Singura problemă va fi scorul. Dacă vreau să marcheze un gol în disputa cu 5-1, iată, 2-0, Corvinu Hunedoara, senzațional, un șut de la Marius Kindic. Da, nou, Marius Kindic, cel care a intrat în locul lui Hrez, dacă accidentat, duce scorul la 2-0, Corvinu Hunedoara, FC Argeș, și lucrurile sunt foarte clare aici, foarte, foarte clare. Numai în pielea lui Eugen Neagoe să nu fie 2-0, minutul 24.
4, un șut fără replică, încă într-adevăr anesteziată apărarea celor de la, din Pitești, o minge respinsă greșit și de la 15 metri rea imparabil Kindrich, 2-0, și lucrurile sunt mai mult decât clare și în această dispută. Dar ce respingere totală inspirată a unei dintre jucătorii de la FC Argeș și urmărește această fază. Bogdan Rusu, care intră, se retrage în defensivă, intră pe cazări minutul 15, se retrage în defensivă și lovește mingea cu atâta ușurință Robert acolo într-o fază atât de importantă și exact contrar oricăror norme fotbalistice, respinge cu capul în zona centrală de unde vine acest mare Scrindici, Kindrich, adevărat, cu un șut puternic și scutură plasa porții adverse. Și aici, oarecum, ca și la Reșița, nu surprinde faptul că cei de la Corvinul conduc, ci doar faptul că după 24 de minute este deja 2-0. Spuneai tu de Eugen Neagoe, ia să spun și eu de domnul Viorel Tudose. Numai în pielea celor de la VC Argeș să nu fie acum. Absolut, îți dai seama cu ce reacție are și dânsul în acest moment. Din nefericire, aceasta este realitatea. VC Argeș și o echipă mult mai aproape de retrogradare, cu siguranță nu va retrograda, dar foarte, 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 foarte departe de așteptări pe care l-au avut în statul acest sezon. Aici eram în prima etapă, undeva luna august, când eu cu tine disecam și făceam pronosticuri și eu mi-asumam și trebuie să recunosc că am greșit. Spuneam clar că văd două echipe care nu vor avea probleme cu bătălia pentru promovare și aici făceam referire la FC Argeș și la Chindia Târgoviște. Dar, dar aveai argumente serioase, stabilitate, lot, antrenor. Adică... E bine, trebuie să recunosc că și m-am înșelat. De, o vedeam pe Mioveni, prima echipă retrogradată și iată că Miovenul se bate și în acest moment la... la play-off, nu dădeam nicio șansă celor de la Schellenberg. Credeam că echipa Unirea Slobozia va fi o echipă undeva de mijlocul clasamentului. Se pare clar că nu am anticipat corect. Și în același timp am anticipat și mi-aduc aminte că echipa Hude Doreană nu va avea probleme în ceea ce înseamnă evitarea retrogradării. E bine, mai mult, nu numai că nu are astfel de probleme, se află pe poziția a doua în clasament și cu siguranță va intra pe poziție bună în play-off. Mai ales că etapa viitoare urmează un meci bombă, un meci cu implicații puternice pentru stabilirea configurației finale și pe finală pentru locul 2 la Slobozia. Unirea primește replica Corvinului Hunedoara, un meci mai mult decât interesant. Dar deocamdată etapa nu este programată, nu? Probabil că se așteaptă aceste clarificări, meciurile care mai urmează cu precădere Cixereda cu cei de la Ceahlăul Piatra Neamț, ocazie bună. În acest moment a grupării este programată pentru că nu se știu încă nici, la Liga 1 și clar vom avea cel puțin 2 sau 3 meciuri pe canalele celor ce dețin aceste drepturi. Va fi Robert din play-off. Da. Va fi un meci, va fi o etapă mai mult decât interesantă, va fi o etapă în care noi vom încerca să facem spectacol din nou cu numai puțin de 10 meciuri să le transmitem simultan. Va fi un adevărat calvar, spun așa în glimele, și pentru colegii noștri din regie. Dar cu siguranță va fi o etapă mai mult decât interesantă. Vom vedea câte necunoscute vor mai rămâne pentru etapa a 19-a, ultima sezon regulat. Practic, pentru prima dată, de când facem noi emisiune, suntem la a patra ediție, va fi o ediție în care vom avea foarte puține necunoscute, pentru că ușor, ușor lucrurile s-au aranjat. E posibil tocmai pentru că sunt lucruri destul de clare, ca meciurile din ultima etapă să nu fie toate la aceeași oră. Vom vedea cu siguranță organizatorii de competiție, în speță Federația Română de Fotbal, va lua decizia finală. Iată, în minutul 70, Chindia Târgoviște, CSM Alexandra 3-0, minutul 72, Tunari Comunal Schellenberg 0-0, minutul 68, CSM Reșița Gloria Buzău 2-0, minutul 67, Metalo Globus Unirea Dej 1-0, minutul 72, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, CSM Slatina 1-2 și minutul 27, Corvinul Hunedoara, FC Argeș Pitești 2-0. L-am văzut puțin mai devreme în imagini pe Tofan, cel care va pleca la farul din vară, capitanul apărătorul dreaptă și capitanul celor de la FC Argeș, mișcare la timp, a spune, pentru că iată la cum merg lucrurile la FC Argeș. Și asta nu înseamnă însă că echipa Robert nu se va recalibra. De ce nu din vară încolo? Vor analiza ce e îndrept ceea ce s-a întâmplat. Dezamăgire mare, într-adevăr, la Pitești, dar parcă n-ar fi singura. Nu mai adăugăm acolo și Concordia Chiajna. Dincolo, Robert Chindia și cu rezultate ajutătoare. Iată că s-ar putea ca mișcările astea făcute cu Gabriel Boriga, președinte, și cu acest Diego Longo, până la urmă reținut acolo pe banca de rezerve și cu o serie de jucători interesanți,
Să vezi, Robert, că până la urmă Chindia intră în play-off și are șanse mari de promovare. Nu e la mâna ei, totuși nu e la mâna ei. Dacă ar intra în play-off, ar avea șanse mari de promovare, clar, ar avea barajul asigurat, dar nu este la mâna ei. Bine, până atunci trebuie să câștigi și tu, asta e important. Da, într-adevăr, și au meci foarte, foarte, foarte greu etapa viitoare și, sincer spun, nu prea văd cum ar putea să intre, dar... Bine că sunt speranțe. Da, sunt speranțe. Să joci la Schellenberg, trebuie să câștigi la Schellenberg, e destul de greu. Pentru că probabil e un meci foarte important la Schellenberg, Târgoviște, etapa viitoare. Da, dacă se joacă la Sibiu e mai greu pentru cei de la Schellenberg. Dacă se joacă la Cisnădie, probabil că pare să fie mai ușor. Deocamdată însă să ne concentrăm pe finalurile partidelor de astăzi. Iată că repriza a doua, mult mai multă precauție. Ne-au scos, dacă îmi dați voie, cei de la Corvinul, care au marcat rapid de două ori, minutul 30, 2-0 cu FC Argeș. Și trupa lui Florin Maxim este în continuare protagonista acestei partide. Au insistat colegii noștri cu imagini de la Tunari și Limbar, acolo unde nu se întâmplă nimic. Ocazie bună acum pentru trupa lui Claudiu Niculescu. Se opune Dani Zboranu, portarul celor de la Tunari. Am văzut și câteva mișcări ofensive printre cei care au intrat pe teren. La formația lui Ștefan Odoroab, Sorin Bustea, ex-Juventus București, cândva... Încearcă, nu, Robert, antrenorii pe finaluri de partidă acum să găsească cele mai bune soluții, pentru că în sfârșit să vină golul sau golurile. Da, într-adevăr, dar destul de greu. Evoluție destul de slabă, să fie de curaj și celor de la Tunar. Și astăzi meciul se desfășoară într-o de dominare a echipei CBN, echipă care, iată, domină pe acest final de partidă. Da, păi ar trebui să-l întrebăm chiar pe Cristi Frisc. Cristi, de ce nu găsești o echipă ca și Tunariul? Continuitatea. Pierzi acasă, bați în deplasare, astăzi e adevărat. Întâlnești liderul, era nevoie de confirmare. Nu spun că jocul, avem și imagini, nu este la un nivel cât de cât rezonabil. Dar ai nevoie de continuitate. De ce nu găsești acest lucru? Greu de răspuns la această întrebare, numai câteva fraze pe care le pot elabora eu de aici, de la Bustea. Cert este că meciul este unul de uzură, de luptă, de mijlocul terenului. Asta datorându-se în primul rând formației oaspete. Pentru că Unirea Deje galează. Cristi, numai puțin, de câte ori intrăm cu tine, vine și o altă reușită. Unirea Deje galează în 71. Rămâi deocamdată, egalează Unirea Deje, așadar rămâne cu tine până când ți încheie ideea. Partida spui că este una care nu oferă un prea mare spectacol, nici nu ne așteptam de altfel, Cristi, probabil. Da, voiam să spun că principală vinovată, cu ghilimele de rigoare, pentru asta este echipa oaspete, care prestează un joc tipic de deplasare, un joc în care probabil și-a propus să obțină ceva și un punct e considerat, cred, un rezultat favorabil, în vreme ce pentru Tunari orice punct în plus în lupta pentru evitarea retrogradării este un punct care evident ar putea o ajuta. N-au mai pus cine știe ce faze de la momentul la care tot așa telefonic ne-am auzit de aici, de la Buftea. Este un joc în care nu avem cartonaș și galbene. Atenție, și cred că trebuie subliniat acest aspect al sportivității. Pano a recuperat o pasă care se duce pe partea dreaptă la rotund. Centrarea acestuia către care o intervine Victorski cu capul și salvează apărările și au făcut datoria cu prisosință în această partidă din care mai avem vreun sfert de oră cu aproximație plus prelungirile. 0-0 în continuare și probabil că pe final de meci vom avea o intervenție ceva. Ne vom întoarce. Acum ne mutăm. Acum, Cristi, ne mutăm la colegul Gabi Safta. S-a restabilit egalitatea, Gabi Safta, Unirea Deje marchează și spuneam noi de faptul că acest 1-0 este destul de sumar, așa? Așa s-a întâmplat. Pe lângă faptul că spuneai că este un avantaj la limită și periculos, ai mai spus că la Tunari parcă Unirea Deje a egalat spre finalul partidei. Se întâmplă, iată, egalează aici 1-1 este rezultatul, a marcat noul intrat cu numărul 13, fatidicul număr 13, Cristian Chira a împins în poartă din 6 metri o centrare venită de pe partea dreaptă de la un alt jucător intrat în repriza a doua, Denis Golda a luat locul lui Albert Hoffman de la precedenta intervenție. Între timp și la Metalolul s-a produs o schimbare, intra Vlad Bogdan în locul lui Liș, care a ieșit ușor accidentat. Au fost înaintea golului marcat de Unirea Deje două faze clare de gol pentru Metalul Globus. Un șut senzațional din afara careului de sub bar a scos incredibil Moroz. Apoi, după corner, Honciu a bătut cornerul cu Ibana de via de la bara, de la colțul scurt în plasa laterală. Iar în minutul 69, tot Honciu a bătut o lovitură liberă și Caramalou a reluat de la 6 metri, însă fără forță, cu capul, a prins portarul Moroz.
Așadar, un gol venit de nicăieri, o acțiune de contraatac a celor de la Unirea Deși și acum Metaloglobus, dacă își dorește victoria și sigur își dorește, trebuie să se arunce în atac și în minutele rămase trebuie să și înscrie. Însă Unirea Deși, echipa care a prins forță, a prins elan, entuziasm în jocul echipei Unirea Deși, după egalare, s-ar putea să forțeze de asemenea tot pe contraatac și victoria. Se anunță un final interesant de partid aici la Clinceni. Iar noi vom reveni, Gabi, noi vom reveni pentru că ne obligă situația de pe tabela de marcaj. Ne vom întoarce la Clinceni, Unirea Deși, Robert, un punct care ar conta, poate și ca moral, deși pare să fie prea puțin, un punct este ceva pentru Unirea Deși care ar reveni rapid, așa să spunem, după eșecul 1-3 cu cei de la Chindia. Da, într-adevăr, 1-1 nu știu cât de mult te ajută în configurația din subsolul clasamentului, pentru că ar atinge Borna celor 14 puncte. FC Argeș este echipa care se află deasupra liniei, locul 16, 21 de puncte, incredibil, 7 puncte diferențe. Nici pe Tunar acest rezultat nu îi ajută, dar clar îi ține în continuare jos pe Metaloglobus, 23 de puncte în acest moment. Dacă ar fi reușit să câștige această partidă, ar fi depășit Slatina și ar fi egalat CSEA Steaua cu 25 de puncte. Reamintesc, Steaua cu meci mai puțin disputat, marți, vare, deplasare destul de grea la Mioveni, luni, cer scuze, nu marți. Vom vedea totuși ce se va întâmpla pe acest final de partidă. Sunt convins că vom vedea gol și goluri până la sfârșitul acestei partide, mai puțin la Bufte, acolo unde Tunar și Schellenberg se încăpățânează să mențină tabela înghețată ca în minutul 1-0-0, nimic nou deocamdată acolo, deși avem imagini și le mulțumim colegilor de regie, este cel mai interesant meci din acest moment de unde noi avem imagini, pentru că în celelalte parte lucrurile sunt destul de clare. Corvinul 2-0 cu FC Argeș, minutul 35, Chindia Târgoviște, minutul 79, clar 3-0 cu CSM Alexandria, CSM Reșița 2-0, surprinzător, minutul 76 cu echipa Gloria Buzău. Și într-adevăr, iată, Târgoviște, deși a fost o partidă care, nu o să-ți vină să crezi, m-au arătat mult mai multe ocazii echipa oaspete, au avut mult mai multe lovituri. Unii ratări, alții goluri. În schimb, aproape că le-a intrat absolut totul, le-a intrat echipei... Dar, Robert, spuneam, ritmicitate bună la capitolul goluri pentru Chindia. În două partide se marchează de 6 ori. E adevărat, cu adversarii oarecum inferiori, Unirea Deși, respectiv CSM Alexandria, arată totuși precizia acolo și calitatea acestor jucători care marchează, a celor de astăzi, numate o fedele în general. Iată, marchează nou 3 jucători străini și în meciul trecut. Exact. Tot asta punctam și data trecută. Da, deci iată, se pare că până la urmă aceste implanturi cu jucători de aduși de afară, aici sunt un caz fericit și au reușit să marcheze. Mă uit totuși Chindia Târgoviște, o echipă care pe propriul teren a mai făcut victime la scoruri mari. Mi-aduc aminte de un 4-0 cu Dumbrăvița, 3-0 cu Progresul Spartac, 4-1 cu CSM Reșița. Se exprimă care... bine acasă în fața publicului care vine, da, număr mare la meci. Adevăr, pe propriul teren au decât două înfrângeri, un 0-1 cu Unirea Slobozia și o înfrângere surprinzătoare. Mi-aduc aminte de ea, un 0-2 cu CSM Mioveni, undeva la finalul anului trecut, când echipa oaspete conducea deja la pauză cu 2-0. Dar, mă rog, acestea sunt date statistice, contează mai puțin. Cert este că în acest moment, de doi bani speranță, dar totuși sunt în, măcar matematic, depind foarte mult de jocul rezultatelor. Echipa Chindia Târgoviște, care și-a bătut joc de foarte multe puncte, foarte multe greșeli, foarte multă instabilitate de-a lungul acestui sezon regulat pentru echipa dâmbovițeană. Dar iată că pe final încearcă, într-un fel sau altul, să mai dragă Busuiocul, să mai revină măcar în zona liniștită, unde clar pe final de play-off nu va avea niciun fel de emoții. Iar în condițiile în care CSEA Steaua va intra în play-off, vă reamintesc, play-out-ul va avea cu totul și cu totul altă importanță, pentru că cele două câștigătoare din grupele de play-out vor juca meci de baraj, iar echipa care va câștiga acest meci de baraj va evolua în potriva echipei de pe locul 13 la sezonul regulat din Liga 1. Așteptăm finalurile de partidă, prieteni, așteptăm și goluri. Marvin Șchib este avertizat cu un cartonaș galben, vorbind de unul dintre echipierii formației CSC 1599. Schellenberg, da, cred că se cam stabilește soarta unor partide. Robert, CSC Tunarii risipește alte două puncte. Dacă nu poate câștiga, CSM Alexandria, de asemenea, iată, pleacă învinsă la scor de la Târgoviște. Să vedem ce se întâmplă cu Unirea Deși, poate, cine știe, dă lovitura pe final de partid. Ar fi și două puncte importante pierdute de cei de la Metaloglobus, nu? Da, într-adevăr, Metaloglobus va plânge mult după aceste puncte în cazul în care
nu va reuși să tranșeze pe acest final de partidă. Eu mă totuși mă aștept, pentru că de fiecare dată învățat Metalul Globus marchează pe final de partidă. Unirea deja iar de altfel o echipă care ne-a învățat să marcheze. Ca și CFR-ul, Robert, făcând trecerea la nivel. Da, cele două echipe, atât Metalul Globus cât și Unirea Dej, au câștigat foarte multe partide cu goluri marcate în minute de prelungiri. Deci ne așteptăm că se întâmple ceva până la urmă la Buftea, acolo unde se desfășoară partida dintre Metalul Globus și Unirea Dej. În rest, mă surprinde lipsa de reacție totală la Gloria Buzău. Cred că s-au învățat oarecum cu acest, sau nu că s-au învățat, acceptă până la urmă această înfrângere și nu au niciun fel de reacție în disputa cu CSM Reșița. Vă reamintesc, din minutul 22, echipa gazdă conduce cu 2-0. Elton da Silva și Marian Drăghiceanu din lovitură la 11 metri au punctat pentru Bănățeni. Între timp avem imagini din nou, cum spuneam, de la Buftea, și vedem un șut de undeva la 24 de metri fără niciun fel de emoții pentru goalkeeperul Izvoreanu, un portar cu multă experiență la nivelul eșalonului 2, reținut fără probleme, deși echipa oaspete domină și clar că nu este mulțumită cu acest rezultat. De atât vedem pe numărul 7 Gabi Deac la balon. Nu sunt totuși ocazii foarte mari, am avut decât o singură șansă cu adevărat mare de gol irosită de Gabi Deac și rotund. În rest, o dominare sterilă, așa cum ne-a văzut, o echipă foarte bine organizată, care nu poate fi surprinsă, nu primește gol și între timp încearcă pe faze ofensive cu scheme bine puse la punct, mai mult din faze fixe să intervină. Iată, trebuie un șut la distanță expediat. Buste este cel care a șutat. Da, Buste este ajutat. Intervenție foarte bună ale Alexandru Roșca, tânărul portar al echipei sibiene. Vorbim, prieten, vorbim, dar din păcate golul întârzie, nu mai vine nicio reușită pe tabela de marcaj. Victorie care se conturează pentru CSM Reșița. La Chindia nu mai există niciun fel de probleme. Iată că nu se mai schimbă nimic, Robert, nici la Târgu Jiu, iar formația slătinană se îndreaptă către trei puncte importante în actualul context din clasament, aducând oarecum la timp ceva liniște pentru Dan Oprescu. Da, adevăr, liniște la Slatina, dar în același timp probleme și trebuie făcut ceva la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ea practic are cel mai slab start de sezon în acest moment în toate echipele. Iată ocazie enormă, scoate senzațional, intervine Straton și blochează și interzice un 3-0 neverosibil pentru Hunedoreni la pauză în întâlnirea cu FC Argeș. Într-adevăr, mari, echipă care nu se regăsește, Robert, din ce vedem pe imagine, o echipă lentă, o echipă care parcă n-are vlagă, n-are dorință de FC Argeș. Păcat să vezi un nume atât de important în fotbalul românesc realmente chinuindu-se în prestația de la Hunedoara. Pe de altă parte, apreciabil ceea ce face Florin Maxim acolo și cu jucătorii lui. Și gândești că totuși Straton, Tofan, Petrișor Petrescu, chiar Robert Bobo, care vreau foarte mult la nivelul și al unui secund, Bucășeanu, Rusu, pe banca de rezerve, Balauru, Haită, Dulcea, Mișco, Anghelov, Andrei Șerban, da. Dar nu mai spun de Andrei Șerban și Anghelov, jucători foarte, foarte importanți, nu reușesc sub nicio formă să-și aducă aportul pe plan ofensiv pentru FC Argeș. În continuare, iată minutul 42, Corvinul, Hunedoara, FC Argeș 1-0 și între timp, dacă nu mă înșel, o luptă de curs pentru echipa oaspete. Între timp, iată, avem din nou imagini de la... Revenim cu comentariul asupra imaginilor pe care le avem de la Buftea, minutul 86, Tunar Selin Bărse îndreaptă spre un clasic, tradițional 0-0. Vom vedea, pentru că ar fi groaznic pentru Tunar să mai piardă încă o partidă tot în minutul 89, așa cum s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni întâlnirea cu vecina de clasament, cu Unirea Dej. L-am văzut pe Atanas Strică cerând acolo balonul, iată, îl menținut pe toată durata partidei în atac. Te așteptai probabil, Robert, și la Atanas Strică la mai mult, adică ceva realizări pe tabela de marcaj. El înscria. E adevărat, la echipa secundă a Universității Craiova, însă aducerea la Tunarii pe aceste coordonate s-a înscris să marcheze, iată-l pe Atanas Strică, nereușind, deși în partidele amicale o făcea, aici conta, n-am văzut evident toate jocurile celor de la aceste Tunarii, nu știu nici construcția așa a jocului, dar iată că Atanas Strică nu se lipește la gol, nu o face nici Adi Petre, a venit acel succes din etapa trecută, acum e adevărat, spuneam și noi, e greu să învingi și Limbărul, dar ai fi obligat de situația din clasament pentru a spera în continuare la menținerea în Liga 2. Tunarul nu are decât un singur gol marcat, cel din minutul 13 al disputei cu CSM Alexandria săptămâna trecută. În rest, adevărul, o echipă... În trei partide, Robert, extrem de puțin. Da, și în condițiile în care ai făcut chiar eforturi extraordinare pentru aducerea lui atâtor jucători. Și m-aș întoarce și la Ștefan Adorabă, care spunea
Mi-a făcut conducerea toate poftele, adică te expui foarte, foarte clar din acest punct de vedere. Și dacă nu declara, rezultatele oricum sunt departe de pretențiile unei echipe în care, într-adevăr, Robert se investește foarte, foarte mult, vorbind de CS Tonari. Da, într-adevăr, iată, din nefericire, dacă lucrurile nu se vor schimba și nu vor lua o turnură, o altă turnură sau turnură dorită de către echipa ilfoveană, se pare că și Tunariu, într-un fel sau altul, se îndeaptă către eșalonul 3. Într-adevăr, iată, putem spune că acest sezon este un sezon ratat pentru echipele din Ilfov la toate nivelurile. Voluntariul nostru, probleme pe care le are. Aici Chiajna pierde, nu intră în play-off. Mai departe, Tunariu, probabil că se va îndepta spre Liga 3. Într-adevăr, trebuie făcut ceva, probleme. Ușor, ușor, fotbalul tinde să ia alte coordonate. Echipele cu tradiție, echipele cu finanțări foarte mari, echipele cu suporteri, ușor, ușor încep să revină la nivelul, să crească din punct de vedere al evoluției pe toate palierele fotbalului românesc. Vom vedea ce se va întâmpla. Cert e că aici, al minutul 89, Tunari, Schellinber, 0-0, o repriză a doua a noastră pe toate cele 5 stadioane, acolo unde au început meciul de la ora 11, nimic nou, poate doar golul marcat de Unirea Dej în disputa de la Clinceni cu Metalo Globus, în rest liniște. Poate celelalte partide, Robert, care completează runda de care vorbim de mâine, nu? Progresul Sparta cu Unirea Slobozia și respectiv, în special, CXR-ul, acea clubul Piatra Neamț, să aducă altă culoare fotbalistică. Ne gândim și la meciul de la Mioveni, luni seară, CS Mioveni, CS Steaua. Chiar dacă repriza a doua a fost una extrem, extrem de săracă în realizări, noi credem până la ultimul fluier că se va mai marca. Vreau să mai remarc încă un aspect de culoare, încă o bară pe care o are Corvinul Hunedoara, întâlnirea cu FC Argeș. Două intervenții senzaționale ale portarului Strata, nu minge în bară, putea să fie practic un scor fluviu, un scor neverosibil, acum arătat astăzi meciul. De adevăr, FC Argeș, probleme majore, nu știu ce va face, nu știu ce va spune și finanțatorul echipei. Domnul Tudose cu siguranță va avea din nou o ieșire caracteristică. Da, într-adevăr, nu spun nervoasă, caracteristică, mai bine spus, la adresa conducătorilor echipei, la adresa staffului tehnic, la adresa jucătorilor, dar aceasta e iată. Într-adevăr, o lovitură la 11 metri sau nu? Nu s-a acordat minutul 89. 90 chiar. 90 exact, sub cei de la Schellinber solici, de lovitură la 11 metri, nu s-a acordat și faza continuă. Iată, solicit și acum și o lovitură liberă la mijlocul terenului, iar nu se acordă nimic și jocul continuă. Între timp, cei care beneficiază totuși până la urmă de o lovitură liberă, iată, îl vedem pe Adrian Petre, este faultat, minutul 90, dar ce se mai poate întâmpla în o astfel de partidă în care, într-adevăr, cele două echipe au rămas mai mult decât datoare pe plan ofensiv. Pauză, dacă nu mă înșel, la Hunedoara, Corvinul conduce cu 2-0, un 2-0 stabilit de Manolache și Kindri și în urma unei evoluții de senzație, aș putea spune, a elevilor lui Florin Maxim, FC Argeș, într-adevăr, chiar a arătat o echipă ce se bate pentru retrogradare, neverosibil, dar într-adevăr, acești jucători nu au niciun pic de motivație, cred că se află într-o zonă de confort teribilă acolo la Pitești, salarii mari, bani la zi, suporterii sunt verificat alături de ei, dar din nefericire evoluția este departe, extrem de departe față de așteptări. Vom vedea dacă aceste minute de prelungire în care am intrat la Buftea vor aduce ceva nou în disputa dintre Tunari și Comunal Schellinber. Prelungiri de altfel și la Târgu Jiu, acolo unde o repriză a doua albă, viitorul Pandurii Târgu Jiu, CSM Slatina, rămân cu scorul stabil la pauză 1-2. Vom vedea dacă ceva se mai mișcă la Alexandria, la Chindia Târgoviște cu Alexandria, pentru că aici putea și să marcheze. M-aș bucura totuși într-un fel sau altul să marcheze și echipa oaspete, dar cert este că până singura echipă care a decis astăzi pe teren a fost Chindia Târgoviște. Da, finaluri de partidă fără goluri, prieteni, intrăm în prelungiri, 3 minute la Centrul Național de Fotbal, de la Buftea, puțin probabil, dacă nu s-a marcat în 92 de minute, să se întâmple acest lucru în ultimele 60 de secunde. Se îndreaptă către o victorie importantă CSM Slatina la Târgu Jiu. Chindia nu mai are niciun fel de emoție. Un succes conturat lejer, ca și CSM Reșița. Rămâne de actualitate Metalul Globus Unirea Dej, pentru că repriza a doua a început mai târziu. Mai sunt câteva minute bune până când se fluieră finalul acestei dispute. La Tunari ne apropiem așadar de sfârșitul jocului, iar pauza și-a făcut apariția în partida de la Hunedoara. Corvinul FC Argeș 2-0. Nu mai
Punctez și eu, a făcut-o Robert destul. Pare greu de crezut, Robert, că are repriza a doua FC Argeș să arate o altă față. Parcă nici aș vrea să fiu un vestier acum. Probabil că Eugen Neagoie, ce să mai facă până la urmă, încearcă să redreseze într-un fel acolo corabia care ia apă din toate părțile, corabia celor de la FC Argeș. Și iată, Robert, probabil ultima fază a partidei de la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, prieteni. O lovitură liberă pentru cei de la CS Tunari. Un bun executant, Robert, și vine surpriza. Vom vedea dacă nu-mi doresc pentru Claudiu Niculescu să vină surpriza, dar vom vedea ce se va întâmpla. Problema de aceea este frumos fotbalul. Tocmai de aceea e bine ca partidele să se joace până la ultimul fluier al partidului, al arbitrului. Cărin Tudor este cel care primește un avertisment în minutul 94. Vom vedea cum se va termina această partidă. În poarta, în buturile echipei sibiene, se află totuși Alexandru Roșca, un portar nu experimentat, dar un portar cu foarte bună evoluție. Nu este genul de portar care nu prea greșește, dar vom vedea totuși cum se va executa această lovitură liberă. Vă reamintesc, minutul 94, lovitură liberă, distanță mare distanță ia să vedem execuție, șut în zi, într-adevăr, evoluție. Cred că Atanastra Tric a fost cel care a executat, lamentabil a executat această lovitură liberă, undeva la nivelul... Robert, dar totuși îl lași pe Atanas Trică să execute lovitură liberă atât de importantă. Ai pe teren probabil alți jucători. E adevărat că probabil are personalitate Atanas Trică, dar probabil că acolo era nevoie de un jucător nu care are calitate tehnică și putea specula poate în ultima secundă acestei partide. Final de meci, așadar, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, oarecum prognozat Robert și prieteni, 0-0 CS Tunari Comunal și Limbăr. Echipa lui Claudiu Niculescu continuă parcursul excelent, a spune Robert, din acest sezon. Da, într-adevăr, echipa merge ceas, doare ciufele probleme, 3-0 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 1-0 cu Mioveni, 0-0, într-adevăr, primele scădere, 3-0, 1-0, 0-0. Da, altceva vreau să scot în evidență, faptul că nu primește niciun gol. Și tocmai de asta spun cât de ca tehnician, cât de bine organizat este Claudiu Niculescu. De-adevăr, sunt convins că în curând îl vom vedea din nou pe la nivel de Liga 1. Este un portar, este un antrenor care pe plan defensiv organizează foarte bine și pleacă de la lucrul acesta, în primul rând, echipa să nu primească gol, pentru că într-un fel sau altul, dacă ai jucători cu calitate pe plan ofensiv, o fază fixă, ceva, tot se va întâmpla și poți să marchezi. Aceeași filozofie o are și Adi Mihalcea și poate nu întâmplător cele două echipe se află pe primele trei poziții. Nu putem spune același lucru de Florin Maxim, care Florin Maxim este genul de antrenor care îi place ca echipele sale atrate de el să atace, să marcheze și tocmai de aceea, iată, se vede clar și astăzi 2-0 sec, neverosibil, aș putea spune. Și spune verosibil că scorul putea să fie undeva de 4-5-0 la pauză pentru Hunedoren. Punct final, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, într-adevăr, nu iese din această serie neagră pe care o are. 1-2 pierde partea pe propriul teren cu CSM Slatina. Am uitat în prelungiri la Buzău, acolo unde, la Reșița, încerc scuze, acolo unde Gloria Buzău are o lovitură liberă executată lamentabil, ca și toată evoluția de astăzi a echipei buzoiene. Reșița 2-0. Dar tot la fel ca și în cazul celor la Chindia Târgoviște, doi bani speranță, există șanse, dar doar pur teoretice. Minutul 92 cu 5 minute de prelungiri la Metaloglobus cu Unirea Dej. Vom vedea dacă tradițional una dintre aceste două echipe care de obicei marchează pe final reușește să tranșeze în favoarea lor această dispută, dacă scorul va rămâne același. Din punctul meu de vedere, cred că ambele echipe pierd câte două puncte, nu ajută pe aproape nimeni acest rezultat, poate doar un punct pentru moral, pentru elevii lui Dragoș Militaru. Ian Izicu, sunt convins că va biciui puternic, iată o intervenție foarte bună a portarului reșițean rus în fața a unui atacant a echipei buzoiene și scorul practic refuză să marcheze golul prin care ar putea să reintroducă deși tardiv pe final de meci pe buzoiene. Iată o intervenție foarte bună, plonjează la picioarele atacantului buzoian. Trebuie să fie Adi Chicăroșă, da, s-a apelat și la el pe final de partid acolo. Exact, la pauză, când la pauză. Mult mai mare așteptare aveam de la Adi Chicăroșă. Duș rece, Robert, pentru Gloria Buzău. Da. Și foarte, practic, foarte rece. Practic, deși că sunt în afară, sunt și puncte pe care le pierzi pentru play-off. Reamintesc, o sunt pentru aena oară, în play-off se intră cu punctele obținute în sezonul regulat. Orice ecart față de echipele de sus ar crea mari probleme. Numai puțin dacă ne-am uitat în acest moment,
Este clar că echipa din Slobozia va câștiga fără probleme și mâine își va pune încă, încă 3 puncte în palmares și va ajunge la 37 de puncte, iar echipa de pe locul 4 în acest moment este Gloria Buzău 31, deci numai puțin de 6 puncte, ar intra cu 6 puncte în plus, plus că echipele care vin din spate și Mioveniu și Târgoviște, deci practic putem spune că în acest moment o opțiune enormă pentru intrarea în prima ligă oare Unirea Slobozia. Cine ar fi crezut așa ceva? O echipă care n-am învățat să înceapă bine fiecare dată campionatul și ar după 3-4 etape pierdea. Vom vedea totuși un meciul lor săptămâna viitoare, Unirea Slobozia, Corvinul Hunedoara, un meci între Adi Mihalcea și Florin Maxim. Vom vedea cine și cum va tranșa această partidă. Da, final din clipă în clipă și la Reșița, victorie atât de importantă pentru formația pregătită de Flavius Stoican. Mai avem în plină derulare secvențe, așadar, de la două partide, CSM Reșița, Gloria Buzău, nu se mai poate întâmpla nimic. Întreaga noastră atenție este îndreptată către Clincenii, secundele de final în partida Metaloglobus Unirea Dej. Ar fi, Robert, un punct până la urmă de moral pentru Unirea Dej, care a completat etapa viitoare. Dar doar atât. Doar atât. Ar fi obligat să câștige etapa viitoare și totuși ar cosmetiza puțin înainte de startul în play-out. Da, un punct totuși de apreciat pentru Unirea Dej. Care primește replica Concordia Chiajna etapa viitoare. Deci, păi, da, la o echipă atât de rănită cum este Concordia Chiajna. Da, dar da. Acum, dacă nu au învins pe Dumbrăvița, nu poți să ai pretenții să câștigi. Păi, da, asta spuneam și eu, de Unirea Dej, dacă întâlnești o echipă care arată atât de mult. Metaloglobus marchează 2-1, senzațional, iată ceea ce spuneam, minutul 97-95, Metaloglobus marchează. Incredibil final de partidă. Ce s-am spus? Incredibil final de partidă. Dată în prelungiri, iată, minutul 96, Metaloglobus marchează 2-1. Și noi deja, prieten, un punct pentru cei de la Unirea Dej, care era unul de moral, așa cum am convenit cu Robert, Metaloglobus dă lovitura pe final. Nu mai sunt frații Herea, însă vine golul pe final de partidă pentru Metaloglobus. S-a și încheiat jocul de acolo, de la Clincenii. Puncte in extremis cucerite de Metaloglobus București, Robert, la final, la ultima fază, probabil, Metaloglobus. În scurt timp, deci Gabi Safta, doar atât, autorul golului, bucurie mare la Clincen, câștigă Metaloglobus. Câștigă Metaloglobus prin ultimul jucător trimis pe teren de Iani Zicu la ultima fază a meciului, a pătruns, a driblat tot de la 30 de metri, a rămas singur cu portarul. Zakir marchează 2-1 pentru Metaloglobus. Mulțumim foarte mult, Gabi Safta. Zakir încheie, prieten, seria partidelor de la ora 11 și o încheie frumos cu acest gol care aduce 3 puncte importante. Păcat de Unirea Dej, care iată câștiga, Robert, etapa trecută în prelungire aproape, pierde acum în prelungiri. Pentru noi, prieteni, urmează o scurtă pauză. Vom veni după aceea cu recapitularea rezultatelor și cu o serie de telefoane indirecte la protagoniștii partidelor de astăzi. Rămânem atenți și la ceea ce se întâmplă în repriza a doua, în partida de la Hunedoara, unde Corvinul face lecțiile cu FC Argeș, este 2-0. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după o scurtă pauză.